Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Sims 4, de această dată cu familia Montano. N-am mai jucat de ceva timp și bineînțeles n-am mai și postat pentru că e o perioadă mai dificilă la mine cu serviciu și nu pot posta. Oricum voi sunteți cu școala și nu e așa o mare problemă faptul că nu postez pentru că oricum vizualizările sunt foarte, foarte mici la clipurile mele în momentul de față, așa că nu ar fi o problemă. Poate când va veni vacanța de iarnă, atunci o să revenim iarăși la un program zilnic, însă acum o să postez, cred, tot așa, puțin, puțin mai rar. Așa și, bineînțeles, dacă vă place acest episod și mai vreți episoade în continuare, nu uitați să dați și voi un like și să vă abonați în continuare la canalul meu. Nu înțeleg de ce mâncarea asta e pe aici pusă. Pentru care fapt avem mâncarea asta pusă aici? Urmează să lanseze și Get Famous cât de curând. Bine. Că de curând mai e ceva, mai puțin de o lună, vreo 3 săptămâni și poate o să facem și un live stream, însă acum să vedem exact ce timp am și eu. A, ți era foaia, cărnatul le-a ofilit. Dar asta văd că mai are mâncare pe acolo. 2 minute mai are asta. Și e spoiler. Ok. Gata, o aruncăm acolo și ca nicio problemă. Aici, ia să vedem care, cum mai sunt relațiile prin familia asta. Totul bine, ia să vedem la... Aici, că nu mai știu naiba cum venea. Ok. Deci asta este este frate cu ăsta. Ok. Deci e frate-so. Ulu, dar ce naiba are ăla aia în cap? Aia e bărbasul și ce naiba modul cleaner. Da, în fine. Și în Get Famous vom putea să lucrăm ca și în Get Work. O să vedeți mai multe pe parcurs. Văd că și lui asta e foame. Hai, hai, hai. Open. Ia și tu ceva de mâncare. Păi dacă tot mai avea de trăit ăștia. Oh, mai are ceva de stat cu noi. Cred că ăsta e mai bătrân. Puțin. A, ba nu sunt chiar de aceeași vârstă, deci o să cam îi avem pe amândoi în același timp. Ce naiba a spus două farfurii? Ai nebunit. Așa, ăsta mic trebuie să-și facă temele. A, știți că am băgat eu o chestie și... A, deja le are făcute. Și-și face temele mult, mult mai rapid. Ceea ce e foarte bine. Asta pe cât se mai pune pe la calculator pe aici. Suntem ce... level 3 la grădinărit. Oh, really? Asta e casa gen să dea doar una. Sell all. Hai, vino aici la sale. Deci trebuie să facă level 3 la grădina. Hai, 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 hai. Păi eu zic sell all. Păi au apă, să înțeleg? Dacă văd că... Hai să mai punem aici niște de-astea pentru păsări. Poate că nu știu dacă vine acum vreo pasăre, dar hai să punem, zicem și noi, na. Oul ăsta micu, cred că trebuie să-l punem să-și facă o baie. Molly. Așa. Stați, beau și o gură de suc. Așa. Ok. Cât de curând o să înceapă și o nouă serie din MasterChef. Deja am început să lucrez la personaje și chestii de genul ăsta și puteți să-mi dați și voi recomandări de nume pentru următorul sezon. Așa. Da, momentan totul e lejereanu pe aici, pe la ei prin casă. Nu prea au multe de făcut. Și îmi spunea cineva că dacă rămâne însărcinat un personaj, dacă rămâne însărcinat, poți să ții de la muncă liber. O să încerc chestia asta data viitoare, cu siguranță. Așa. Și ăsta ar trebui să scăpăm de el acum că nu avem la ce să-l folosim. Cu banii, va că stă bine familia. Bine, cei drept sunt și foarte mulți în casă. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci ar mai fi loc de încă unul. Și ăștia parcă au copil, din câte mi-amintesc, a? Da, l-au pe ăsta mic, exact. Ok. Ăștia îl au pe ăsta. Rachel are gemenii. Hai că s-au făcut ăștia.
S-a umplut de copii toată familia asta. Ie. Hai să se mai iubească și ei puțin. Bă, ăstea de mult le-a mai trimis să facă și ei niște prostioare. Uitați aici ce frumoși erau și în tinerețele lor. Bine, nu prea e și poza calitativă, dar înțelegeți voi despre ce e vorba. Dar eu nu înțeleg de ce ăsta mic nu mai are proiecte, de ce nu primește proiecte de la școală, să îl pun să mai facă și el câte ceva. Nu, așa cam trebuie, că văd că am pe aici câteva, dar nu foarte multe. Și urmează și un episod special de Halloween, pentru că tot urmează să se apropie. Name. Yes. Punem un nume la gnom. Să nu fie degeaba, ia. Ok, totul bine. Practice. Asta mic de ce? Homework complete? Ce levelare la școală? Păi dava că nu scrie. E ce cumva? Da, bă, e ce? Aoleu, nu prea e așa inteligent copilul. La școală. Ce să audem așa? 166, bun Gino, nu-i de aici de acolo, play chess, ok. Deci pe asta trebuie să-l punem să joace aici puțin ca să își facă chestia asta la logic skill. Și cred că o să ne mai ducem și cu el. Noi nu prea am jucat foarte mult Get to Work și la fel n-am jucat Jungle Adventure. Eu nu prea am descoperit foarte multe la Jungle Adventure și cred că o să mai fac ceva, o să mă gândesc eu. Că până la urmă le-am cumpărat, dar nu prea le-am explorat întru totul, cu toate că a zis că la început am făcut eu live-urile alea și nu deslușeam cum să ajung să trec la o altă piramidă, cum ar veni. N-am reușit nici măcar să aduc ăștia, cum le spunem, scheleții aia la viață, să iau unul în casă. Dar cine știe, poate vom avea noroc și o să găsesc eu. Îți e cam somn ție, da, du-te și tu la toaletă prima oară. Așa, și după aceea la somn. Te duci? Așa, tăticule. Nu știu dacă s-a făcut un update, trebuie să apară un update. Momentan nu a apărut. Mă așteptam să apară. Bă, ce naiba am făcut? Doar una avea, mă? Da, ciudat. Nu mai știu. Cum n-ai bat bine. Ok. Bă, ți-ai făcut treburile? Mama, asta nici la social nu prea are. Și asta trebuie să facă levelul aici. Dar nu prea merge. Ia să vedem asta cât are făcut de aici. O, ulu, doar 25%. O să-l ia somnul pe aici. Lu asta pe că e și ei somn. Deci ar trebui să o punem și pe ea la somn. Ia uite unde dorme câinele ăsta, ce tâmpit e. Bine, cred că nu prea mai are nici câinele mult de trăit. Trebuie să-l punem și pe el cât de curând aici, în locul ăsta. Făcusem eu biserica aia, dar m-am gândit că... Ai, mă, de ce naiba s-a pus asta să culce aici când patul ei este în partea asta? Vino încoa. Doamne! Deci ăsta e patul tău, frățioare. Ba nu e ăsta, Doamne, m-am tâmpit. Nu, 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 nu. Ăsta e patul tău. Așa, sleep here. And you, Clay. Hai, hai, hai. Așa, și tu te vei culca aici, că aici e locul tău. Asta are dat Clay. Ok. Ce mă enervează când... Ce să nu spui că l-a trezit pe ăsta? Pă, treci, bă, și culcă-te, e nebunit. Uite, el naibii. E târziu. A, stai că asta nu poate să dormă din cauza la prostie asta. Vai, nu cred. Așa. El nu mai are nevoie acum de chestii de astea. E foarte drăguță camera băiatului, ce-i drept. Adică chiar arată foarte bine. Dar trebuie să scot gnomul ăsta de aici odată, că mă cam enervează. Hai mă și tu cât mai ai. 75, hai. 75, hai, hai, hai. 100%, hai. Așa, gata.
Îl trimite repede la toaletă. Hai că e bine momentan, că de mâncat mănâncă dimineață. Hai, 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 hai. Așa. Așa. Și patul tău. Ce are, băi? Sleep. Mă, dar ce aveți, ați nebunit? Nu puteți să vă culcați? Treci și culcă-te. Și uite-te, ai naiba numai să... Așa e că s-a culcat și cățelul aici. Bă, ce frumos cum dorme și el în camera aici. De asta... a crescut Molly! A crescut Molly! Deci, Elder. Oh, deci gata, te apropii și de sfârșit. Ce să-ți fac? Și avem și o onomastică aici. Este ziua lui Anabel. Urmează și ziua îndrăgostiților. Ah, dar stai că mai avem și aici. Uite, ziua lui Gino. Deci fii atent, în fiecare zi avem aici, după care avem ziua lui Dorian și ziua lui ăsta mic. Deci crește și ăsta mic. Frate, da, așa repede vine lui ăsta zi... Ah, nu, aici era alta. Ok, deci pentru anul ăsta mai avem una, două, trei, patru zile de sărbătorit, de naștere. Așa. Și mă enervez câinele ăsta că stă aici, eu îl înțeleg că o fi și el puțin supărat sau ceva, dar hai că să ne ducem acum la el. Să băgăm, mamă, ce sfoare e careva pe aici, dar nu știu care. Salut, prietene! Camera acolo să-i trezești, păi ai nebunit. Intră peste ei în cameră să-i trezească. Of, 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 of. Păi da, dragilor, cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut acest episod și că ați revăzut din nou familia Montanu și m-ați auzit și pe mine și ați văzut că trăiesc în continuare și tot în regulă. O să văd acum când o să mai fac un nou episod, o să vă las tot pe community atunci când postez, exact cum am făcut și aseară cu acest episod. Așa că dacă v-a plăcut acest episod și mai vreți episoade în continuare cu Sims 4, aștept like-urile voastre, comentariile voastre, iar până la un nou episod, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!